Bună ziua, dragii mei, și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi efectuăm citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de luni, 3 august 2020, și vom extrage două cărți din setul norocului, ca și până acum. Veți vedea dacă rezonați cu aceste mesaje și cum vă veți putea folosi de aceste recomandări pe parcursul acestei zile. Firește, dacă simțiți că nu rezonați cu aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Vă doresc în continuare o zi minunată și, de asemenea, o săptămână. Să începeți o săptămână cu dreptul, succese, binecuvântări la tot pasul și să fiți cu respect față de cei din jurul vostru și să aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Să vedem și piatra noastră pentru ziua de luni. Aceasta este binecuvântări. Deci și de la piatră aveți binecuvântări și să mulțumiți pentru fiecare binecuvântare pe care o aveți în viața voastră, să fiți recunoscători și să vă rugați dacă doriți să mulțumiți, să fiți recunoscători. Haideți să vedem și cărțile. Deci prima carte, Șarpele, iar cea de-a doua, Pasărea Phoenix. Foarte frumos. Sunt două culori total diferite în aceste două cărți. Una are verde, ceea ce este o culoare și o energie de vindecare foarte puternică, și dar trebuie să fii atent, iar cealaltă ca focul, da? Auriu, așa, brown, roșu ca focul, este energia focului care te ajută să treci prin această perioadă de tranziție și de criză, dacă vrei, sau să te reînnoiești după o perioadă de criză. Vom începe cu șarpele. Deci, mesajul acestei cărți vine cu intuiția și puterea de vindecare te vor ghida pe un drum mai bun. Dar trebuie să fii atent la ce ți iese în cale sau la ce situații întâmpini în drumul tău, în acest drum mai bun. Deci tot timpul trebuie să fii atent și precaut. Anumite emoții și gânduri vor fi foarte puternice, vor ieși la suprafață în acest timp, deci ar fi bine să petreci ceva timp singur, să te reculegi, să îți dai seama ceea ce îți dorești. Și, de asemenea, intuiția ta este mai puternică decât de obicei, ghidându-te înspre nou. Înspre nou, înspre un drum mai norocos și plin de roade. Dar trebuie să fii răbdător. Te vei simți condus spre succes în toate aspectele vieții tale, dar trebuie să ai în vedere că și anumite eșecuri sau pierderi vor fi devastatoare, deci trebuie să fii atent. Oamenii geloși din jurul tău, de la servici, din cercul de prieteni, știu eu, s-ar putea să-ți cauzeze stres sau bătăi de cap. Sunt persoane la care nu te-ai așteptat să-ți cauzeze acest stres. În zona relațiilor, această carte îți spune că petrecând mai mult timp singur decât în mod normal, s-ar putea să rezulte ca partenerul tău sau membrii familiei sau prietenii să se simtă neglijați. Dar în acest timp este important pentru tine să mergi în interiorul sufletului tău
și să-ți planifici următoarea mișcare, spune cartea. Singurii, cei singuri care sunt blocați în relațiile anterioare sau au fost s-au simțit respinși sau cu anumite probleme din cauza relației anterioare, s-ar putea să-și găsească foarte greu echilibrul înapoi. Și de asemenea, ți-ai pierdut încrederea în oameni. Dar trebuie să le dai fiecăruia o șansă, dacă vei avea această posibilitate, pentru că nu toți suntem la fel și nu poți să-i tratezi pe toți din cauza acțiunilor unei persoane. Și este timpul să îți clarifici ceea ce este mai de clarificat cu trecutul, să lași în spate trecutul, ia cu tine numai lecțiile pe care le-ai învățat și să mergi înainte. Timpuri romantice te așteaptă atunci când ești pregătit. Deci depinde de tine cât de repede lași trecutul în spate, pentru ca aceste timpuri minunate și romantice să ți se deschidă. Anumite griji în ceea ce privește sănătatea s-ar putea să te cuprindă, deci fii atent cu anumite diete sau exerciții, nu abuza, nu fă peste măsură aceste exerciții și cu privire la diete trebuie să-ți consulți medicul, da? Nu faci de capul tău. Dacă simți că este necesar, fă un check-up al întregului organism cu ajutorul medicului, bineînțeles. Mergi la plimbare, în aer liber, într-un parc, pe malul mării, dacă ai posibilitatea. Plimbări în păduri sau deci în aer liber. Pentru carieră și bani, această carte îți spune că este un an favorabil în general pentru toate aspectele vieții și această carte te ajută să fii conștient mai mult de potențialul tău și de abilitățile pe care le ai. Dacă rămâi pozitiv și asculți sfatul celor pe care îi respect și în care ai încredere, s-ar putea să vezi avantaje financiare sau profesionale. De asemenea, este timpul, acum este timpul să ai grijă de banii tăi și de zona finanțelor. Nu împrumuta bani la nimeni. Vei avea nevoie de bani. O idee privind afacerea unor bani s-ar putea să îți iese în cale și să fie timpuri minunate din acest punct de vedere. Vei avea un noroc special cu un anume proiect pe care l-ai început sau vrei să-l începi sau în cariera ta. Și astea te vor putea duce spre luminița de la capătul tunelului, cum spune proverbul. Iar cea de-a doua carte, se vede mesajul, fii pregătit pentru renaștere, reînnoire după o perioadă de criză. Deci și șarpele ne-a spus că anumiți dintre voi sunteți blocați într-o relație anterioară, o veche iubire sau nu de mult încheiată și încă sunteți acolo cu sufletul, cu mintea și nu puteți trece sau puteți trece greu de acea relație. Nu puteți să o lăsați în urmă, nu puteți să acceptați că ați fost trădați sau nu puteți să acceptați că ați fost părăsiți. Și
De aceea apare această energie de blocare, nu poți să înaintezi. Și această carte ne prezintă aceeași perioadă de criză, dar fiecare veți ști în funcție de situația voastră cum se aplică acest mesaj la voi. Dar știm cu toții că această pasăre Phoenix renaște din cenușă, renaște pentru a fi magnific. S-ar putea să fi experimentat sau în momentele acestea să experimentezi ceva crize majore, cum ar fi o despărțire, o pierdere a unei importante relații, sau să fi pierdut sau să fi dat eșec unui business sau a unui proiect, să-ți fi pierdut locul de muncă, anumite eșecuri academice, sau pentru unii dintre voi chiar pierderea a cuiva foarte drag, bineînțeles care te-a lăsat devastat. Pasărea Phoenix te va ajuta și te va reînnoi. Este timpul să te eliberezi de trecut. Exact același lucru ne-a spus și șarpele, da? Pentru zona relațiilor, va veni o putere în aura ta și o prosperitate în toate aspectele vieții. Iar această pasăre reprezintă sau este simbolul libertății și reprezintă de fapt ceea ce tu ți-ai dorit întotdeauna să fii sau să ai. Viziunea ta se va lărgi și vei vedea altfel lucrurile de acum înainte. Fii pregătit pentru nou, pentru pozitiv și tot ceea ce vei face de acum înainte va fi briliant, spune cartea, da? Strălucește-ți lumina, tot cartea îți recomandă. Dacă ești în căutarea unei alte relații sau unei noi relații, uită-te să fie o relație cu mai multă însemnătate pentru sufletul tău. Să nu fie una superficială sau să fii cu cineva doar de dragul de a nu fi singur. Nu-ți pierde timpul cu ceva ce nu are viitor. Va fi în curând o conexie fizică foarte importantă și foarte puternică de noi prieteni, dar și de noi iubiți. Relațiile existente se vor întări, se vor echilibra și vor prinde rădăcini mai groase. Dar dacă totuși aveți o relație și vedeți că nu are viitor, cum spuneam mai înainte, este o relație superficială, nu este ceea ce vă mai doriți, nu mai sunteți fericiți, nu mai sunteți împliniți. Veți lăsa în urmă această relație și vei îmbrățișa un nou capitol din viața ta. Pentru că această carte vorbește despre un nou capitol, despre renaștere, reînnoire. Această carte, de asemenea, vorbește foarte pozitiv, în favoarea relațiilor care sunt unite deja, deci care au unitate, care nu scârție, să spunem, ca să înțelegeți, și care sunt într-un echilibru. De asemenea, relațiile care au angajament, deci care vi-ați promis iubirea veșnică sau v-ați căsătorit, deci mariajul vostru este fericit, este puternic. Și de asemenea, multă pozitivitate în jurul nașterii unui copil aduce această carte, pentru că și cuvântul este renaștere, da? În zona banilor, această carte spune că este un timp magnific pentru carieră și zona finanțelor, în special pentru cei care rămân pozitivi, dar care sunt pregătiți să facă anumite schimbări în viața voastră curentă. Aura ta strălucește și poți acum să-ți faci visele să devină realitate.
poți să te ridici din cenușă ca acest Phoenix, spune cartea, și să devii sau să ajungi în topul carierei, în vârful carierei tale sau a zona finanțelor. Zona finanțelor se va îmbunătăți. Vei fi creativ, îți vei folosi anumite talente sau abilități pe care le ai și anumite talente vor ieși la suprafață, nici tu nu ai știut că le ai. Recomandarea Șarinei pentru această carte este să te înconjori cu această imagine a păsării Phoenix. Vă arăt mai de aproape ca să, dacă nu aveți, și probabil că majoritatea dintre voi nu aveți această imagine acasă, puneți video pe pauză și folosiți-vă de această imagine ori de câte ori simțiți nevoia acestei energii de renaștere, reînnoire. Ești pregătit să mergi pe un drum mai bun, ești pregătit să o iei de la capăt. Ai nevoie de această putere și curaj să lași trecutul în urmă pentru a îmbrățișa un nou capitol din viața ta. Deci, nu uitați, dragii mei, că sunteți minunați, sunteți puternici, sunteți frumoși. Nu lăsați pe nimeni să vă doboare visele, să vă manipuleze sau să vă întoarcă din drumul vostru. Voi știți ce e mai bine pentru voi. Nimeni nu poate să simtă ce e în sufletul vostru decât voi. Și dacă sunteți pozitivi și pregătiți pentru un nou capitol din viața voastră, faceți exact cum v-au recomandat aceste cărți și veți începe o nouă viață, un nou capitol, un nou drum, mai bun, firește. Acestea au fost recomandările zilei de luni, 3 august. Eu vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!